Fraților, bine v-am găsit la un episod din seara noastră de Food Draft. Îmi cer scuze pentru scaun și haide să vedem ce reușim să facem astăzi. Bă, vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru numărul de like-uri și la episodul de data trecută. Vă place foarte mult Food Draft-ul și vreau să vă mulțumesc foarte mult, sunteți minunați. Haide să jucăm din nou și să vedem ce reușim să facem. Bă, și lua formația asta, ia să vedem ce reușim să facem. Și să ne alegem un capitan. Holy shit. Da. Da, avem un capitan de capitan. E să-mi bat piciorul. O să-l iau pe acest Müller pentru că îmi trebuie. Și să vedem al doilea atacant pe care alegem, Leo Messi. Și îl schimbăm direct cu ăsta și uitați cum face Brice Kibie Miau. Așa. Aici o să alegem un Kamu. Ia să vedem pe cine ne dau ăștia Kamu. Uite, îl putem lua pe ăsta și facem chimie, perfect. Ia să vedem. Un Km, un fundaș central, Silva. Cred că o să-l iau pe acest Parejo. N-am auzit de el, dar nu pare foarte rău. Rakitic, vine la noi în echipă. Și te... Tu ești Km, te pun a... Stai așa, că-l băgăm după aceea în locul ăsta. Tiago, băga mea și piciorul. Ia uitați-vă aici ce șmecherie facem. Așa. Ia să vedem un fundaș stânga, un Marcelino. Mi-a plăcut aici foarte mult, dar n-avem noroc de Marcelino. 80. Hai să luăm pe acesta. Fundaș central. Îl luăm pe asta deocamdată. Nu stăm foarte bine momentan, dar șanse mai sunt. Hai să luăm pe Hummels. RB, ia pe cine luăm noi RB? De Marco sau Bellerin? Bellerin, clar. Deși nu trebuie să-l iau pe Bellerin, am uitat că e Premier League. Băga mea și piciorul. Sunt cam prost de pe lumea meu. N-avem frumos problema, așa că o să luăm pe De Gea, David, David De Gea. Hai să vedem pe lista de rezerve pe cine mai găsim. Ter Stegen. Ter Stegen. Perfect, frate. Te pup. Ia să vedem. Company, nu trebuie. Hai să luăm pe Vidal ăsta. Ne trebuie pentru chimie. Wow, și un icon. Îl avem pe Ferdinand. Rio Ferdinand. Da, da, da. Tank. Tank, frate, tank. Deci e ceva. E o legendă vie, frate, nu altceva. Saul, hai să luăm pe Saul. O legendă vie și sunt fericit că l-am prins și eu când juca. L-am prins și eu, era mic. Ia să vedem aici un... Aici nici nu știu pe cine să luăm. Nici nu interesează că n-avem nevoie. Mi-ar mai trebui câțiva jucători, dar... Dybala. Să fiu sincer, îmi place foarte mult de Dybala. Deci în FIFA mi se pare foarte OP și o să-l folosesc, cred că după. De Bruyne, Paulinho, căcat. Hai să luăm pe De Bruyne ăsta, care arată foarte bine, o să-l băgăm după, probabil. Așa, hai să vedem pe cine mai reușim să mai găsim pe aici. Rafael. Nu ne interesează restul așa de mult, ia să vedem. Cuadrado. Bun. Cuadrado ne-ar trebui acolo, RB. Ok, și cam asta este echipa noastră. Ia stai să vedem, deci îl putem băga odată pe Cuadrado, pe De Bruyne și pe Dybala. Cred că aceste trei schimbări vor fi. Zic eu, îl băgăm pe ăsta RB, pe ăsta îl băgăm în locul lui fraierul ăsta și pe Dybala îl punem pe post de Kamu și o să fie foarte tare. Deci cam asta este echipa. Haideți să luăm și un manager, îl vreau pe Xumi. Pe Xumi, nu știu de ce nu vor ăștia să ne dea pe Xumi. Fac. Hai să luăm pe... Nu știu. Vino tu încoacă, ai față de bierbar. Rasta. Rasta. Bă, e destul de ok echipa. Haideți să-i dăm și la primul meci. Și avem și un adversar, ia să-l vedem. Dai targhiu frumos, accept.
Dihonase. E francez. Și tic. Hai să vedem. Are echipă bună, dar... Nu vreau să mă mai pripesc pentru că mi-am luat-o și de la deștea KL. Sigur să mai fac și niște schimbări. Probabil n-a avut nici el noroc la draft. Dar haide să vedem. Noi avem echipă, să zic eu, mai bună ca el. Bine, avem și niște schimbări bombă aici de făcut. Deci, în primul rând, intră aici. O să-l bag pe Dybala. Știu că ar fi trebuit să-l bag pe ăsta, pe cum îi zice. Pe De Bruyne, dar am ales totuși să-l iau pe ăsta. Haide să vedem. Am făcut și cele trei schimbări. Să începem. Avem o echipă foarte bună, mai ales pe atac. Deci, na, pe apărare, what? I-a ieșit la Băian. Am mai găsit un adversar. Durvenstein îl cheamă. Nu cred că o să mai avem norocul ăla să ne dea, să aibă el o echipă așa de slăbuță, dar hai să vedem. Nu mai e. Oh, o echipă chiar foarte bună. Suntem gata să facem show. Vidal ăsta l-am schimbat pentru că, bă, când îl ai pe... What the fuck, mă, ce se întâmplă? La toți le pică netul. Altă echipă mai bună. Fai de mine, ce atac are ăsta acum. Pe apărare când prea stai bine ca reportar. Of, haide să vedem, poate lui nu-i mai pică netul. Oho, ce pasă de la zeul Messi, bă, ești nebun. Avem o primă mare ocazie, o primă mare ocazie bună, rău de tot. Ne-au intrat și jucătorii la rampă. Corner? Da, cred că este iarăși corner. Tu, Cristiano. Are și el un Ronaldo, dar eu l-am pe la Schmecher. Dybala foarte bine acolo. Deci Dybala mi se pare un jucător foarte, foarte bun. Și în realitate, atât și în FIFA. Nu vreau acolo, dar hai. Thiago, te rog eu, fă-i ceva bine aici. Ce bine l-au deposedat fraierii pe Ronaldo. Bă, ce noroc are fraierul, bă! Mă, cum să ai norocul ăsta? Pe apărare mi-este mie tare frică, pentru că nu prea stau așa de bine, dar... dacă încerci cu deștea, nu o să dai niciodată gol, băiat. Hai, frate, ce fază urâtă! Da, și ne-a luat primul gol. El a avut noroc să nu și-a niciun gol la fazele alea, care pe bune că au fost puțin jenante, dar asta este. Aoleo, Messi, ce șuturi sunt ăștia, Messi! Thiago! Nu prea am cine... Deci uitați-vă și voi cât ghinion am la... Am la aceste faze, deci am un ghinion pur, De Bruyne bun aici. Bine aici pentru Cristiano. Cristiano în careu, iarăși frate. Băi, ce noroc are frate. Cât noroc. E De Gea în poartă, greut. Greut cu de-astea. What the fuck? Ferdinand. Rio Ferdinand. Chiar sunt fericit că i-au dat lui Icon. Chiar nu știam că l-are Icon. Rakitic a fost ăsta, scuze. Ce șut. Băi, deci îl domin foarte clar, dar nu reușesc să o marchez. De fapt, mai bine așa, la presiune, la deștea. Ia să vedem ce va face. Nu. Cât de bine aici, Cuadrado. Bine de tot. Ținem bine la Ronaldo.
pentru că acolo va da. Un Titi la Sané. O, cât de bine aici, hai! Cristi. Ano. Ronaldo. Messi, ce-a făcut acolo? What the fuck? Bă, ce se întâmplă, frate? Și am avut o fază bună aici. Uite și tu cine mă conduce pe mine, ești nebun. Foul, bă, ref! Nimic, a? De Bruyne, bă, frate, ce se întâmplă? Nu poți dau gol. Ori pentru că l-are pe Lampard, nu pot să-mi dau seama. Băi, doamne, așa, săracul Messi, e cam abuzat acolo în atac. Ăștia dau cu el pe jos, îl mătură. Ia să vedem, ieșim bine din apărare și vreau să-mi scriu neapărat un gol, frate, pentru că mă neliniștește grav treaba asta. Uite și tu, Messi, săracul de-l cade într-una pe jos. Ia să vedem. Mingea la Cristiano. Din nou blocat. Ronaldo, frate, uite-te și tu! Mă, ce se întâmplă? Din nou, frate. Este foarte greu. Fault. Na, o să bat direct pe poartă cu Ronaldo, dar... greu să-i dai golul de Hea de aici. O lovitură bună. Degeaba, pauză. Deci uitați-vă și voi, ia stați... 62% posesie, 13 șuturi și tot el are 1-0. Nu se poate așa ceva. Mamir! Într-un final am dat și un gol norocos. Na. Fază urâtă, frate. Cum să dau eu asemenea goluri? Trebuie să-l bat pe ăsta, nu, că ăsta e de bătut clar. Ăsta n-are cum să câștige. Ataș, că s-a pus acum, pasează și el mai mult. Hai, da, la De Gea. La David. Ce cap are ăla, hai, nu e, n-ajunge Ronaldo, ce frate, Ronaldo, s-ar le zici că e cangur. Alba, da, m-a capsat, a scăpat. Cristiano, hai frate, cum să scoți șutul ăla? Noi. Hai, Messi. Bă, ce am făcut aici, frate? Eram, nu știu unde mă gândeam, mă uitam pe altă parte a jocului, cum ar veni. Ia să vedem. Nu! Frate, nu cred! Uitați-vă și voi cine mă bate! Bă, tu-ți bagi joc de mine, frate! What the fuck, Messi! Nu se poate așa ceva! Da. Cred că am asta. Nu. Hai că mai avem un atac. Da, asta a fost, fraților. Am luat bătaie, deci credeți-mă, nu știu cum a bătut ăsta. Ia, sunt tare curios de statistici. 29, 60% posesie. Uitați-vă și voi cum a bătut. Nu știu să vă zic cum. Un noroc imens. Asta este jocul, nu mă supăr. Știu că am jucat mai bine, ia să vedem ce luăm. Hai să-mi bat piciorul. Din nou, prostii. Poate. Mi-a zis să mai dau skip. Ia că nu mai dau skip. Da, nimic. Am dat skip pentru că nu mi-a picat din start nimic.
Ia să mai fac eu aici. Wow, coins! Bă, ești nebun! Ok. Bun. Și să mai vindem restul, poate ne mai dau și nouă o intrare în draft. Cine știe, ia să vedem. Sau poate un Ronaldo. Wow, ar fi belea, dar nu cred. Da, nu. N-am avut norocul ăsta de un Ronaldo. Ia vedem ce mai primi pe aici. Nea, nimic bun. Contracte. Bă, le țin că chiar am strâns multe contracte că de când mă joc draft. Mai băgăm aici și mai avem și un căcat de stat de silver. Ia să vedem un premium silver pack. Aici n-are ce să ne pice bine. Ia să vedem și asta este tot. Fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mai doriți să mai facem episoade din seria asta de draft și noi sigur revenim data viitoare. Pa, pa!